Am îmbrăcat în tricolor. Gata. Strămoșii. Strămoșii noștri s-au plimbat de sculți pe acest pământ. S-au rost și pietrele călcate de ei sub jurământ. Din brazda întoarsă de plugul lor, cel tras de boi, ei au rănit atâtea generații de pace, de război. În noaptea de înviere și în noaptea de colindă, stăteau cu felinarele aprinse în grindă. Pe masă, ouăle roșite încondeiate, de sărbători frumoase sunt toate. Și iarăși vine iarna peste lume, măcar de la strămoșii noștri, rămânem cu al lor nume. Nu există mormânt. Visam că am fost în cer azi noapte, să-mi văd părinții și neamurile mele. Hristos citea din Cartea Sfântă celor veniți cu ultimul tren de ster. Acolo în cer nu am văzut țărână și niciun suflet fără suferință, iar întunericul e doar lumina împărșteată peste tot de aur plină. Părinții și neamurile în cer au alte sorți. Nu-i nicio împrejmuire și nu mai sunt nici porți. Există doar o poartă înspre rai, dacă ai intrat pe ea, de nicio poartă nu mai dai. În vis mă desprinsesem de fratele nostru pământ, celui viețuit de veșnicie, și nu există mormânt. Mulțumesc frumos! Suntem în ultima lună anului, luna cadourilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate, cu cadouri frumoase, cu bucurii, Crăciun fericit și un an mai rodnic și mai frumos. La mulți ani! Mulțumesc.